Poetul Vasile Alexandrie, fiind o baladă populară, am vrea să vă spun că peste tot unde am concertat, foarte multă lume întreabă ce instrument este acesta. Și cred că cei care s-au fost de data trecută la aulă știți. Este scurgerea de la chiuvetă. Nu, dar a fost o frază foarte interesantă, două minute și vă spun tot. Eram în concert numai la Sibiu, să nu mai știu unde, și avem presa de cineva de la televiziune să mă întrebe, dar nu, bună ziua, sunt de la televiziune, nimic. Noi discutasem cu un amic care era de la Sibiu, îi zicea, păi, instrumentul ăsta chiar seamănă, dar discutam așa, la pont, seamănă la discuția mea de la chiuvetă. Și prietenul ăsta de la Sibiu era lângă noi. Și vine domnișoara și zice, vreau să vă întreb, așa, cameraman cu tot, vreau să mă întreb cum se numește instrumentul ăsta. Eu am paralizat. Nu știam cine, ce vrea bun, nu știu ce. La care colegul meu foarte ardele mea și spune, domnucă, e scurgerea de la chiuvetă. Și la care zice, vreți să facem un interviu cu scurgerea de la chiuvetă? Cu instrumentul acesta numit. Zic, da, domnule, nu, e plăpsuită, cheie, fai, știi. Deci, scurgerea de la chiuvetă, acest, mai, am pătinit pentru instrumentul ăsta. Zice o parte din critică că nu are ce căuta cabalul în muzica folk. Pe ce? Pentru că chitara nu e proprietatea statului român sau n-au inventat-o românii, nu? Cum nici cabalul. Deci, sincer, noi, poporul român, avem un instrument care se spune că este al nostru. Singurul instrument, că, după multe analize și studii și sondaje făcute împreună cu colegi și ai mei și chiar muzicologi au zis că singurul instrument românesc este frunza. Deci cavalul acesta are 100 și vreo 25 de ani, este mai bătrân decât mine cei găsorim. Și pentru cavalul ăsta, în perioada când mai mergeam cine la festivale folk, am căzut așa pe linie, pentru că, Giorgio spunea, cântați folclor. Cântăm folclor, alții au zis că cântăm merinoc. Mai rămâneau un pas și cânteam manele. Da. Al patrulea album se va intitula Joc de frunze. Aveți, cred că, și textul și noi încercăm să cântăm așa în prima audiție. Că nu e imprimat în totalitate albumul, dar să vedem cât de prost poate să reacționa un cântec care nu l-am mai cântat. Thank you.
ce-avem de lui duios, s-a plântat pe multa cântă, pe refugera de stâncă, dar e mătuții de os. Nu ce-avem de lui duios, s-a plântat pe multa cântă, pe refugera de stâncă. Mulțumim frumos!